Astăzi o să vorbim despre conștiința catolică a Bisericii. Este foarte important să cunoaștem faptul că noi creștini ortodoxi avem ca însușire, biserica noastră are însușirea de a fi catolică. Este un termen care, din păcate, i s-a schimbat sensul în ultima mie de ani. Pentru că cuvântul catolic înseamnă ceea ce cuprinde totul. Are totul. Sau nu îi lipsește nimic. De aceea Biserica Ortodoxă are conștiința faptului că este catolică. De aceea adevărații catolici sunt creștini ortodoși. Biserica Ortodoxă a lui Hristos este trupul lui Hristos. Este, putem să spunem, îl are cap pe Hristos, așa, are un singur duh, o singură credință de obște, o singură conștiință catolică, eclezială, călăuzită de către Duhul Sfânt. Această conștiință catolică însoțește întotdeauna Biserica, dar într-un mod mai lămurit este exprimată în sinoadele ecumenice ale Bisericii. Din cele mai vechi timpuri ale creștinismului ortodox se adunau de două ori pe an sinoade locale ale unor diferite biserici locale ortodoxe, potrivit celui de-al 37-lea canon al Sfinților Apostoli. În mod asemănător, în istoria Bisericii au fost adesea sinoade de episcopi regionali, reprezentând o arie mai extinsă decât bisericile individuale și, în cele din urmă, sinoade de episcopi a întregii biserici ortodoxe din răsărit și apus. Biserica recunoaște drept sinoade ecumenice 7, da? Împreună cu încă două, care au fost trecute cu vederea, așa cum am spus și data trecută, Sinodul 8 Ecumenic și Sinodul 9 Ecumenic. Sinodul 8 Ecumenic de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare, când a fost anatematizată erezia Filioque, și Sinodul 9 Ecumenic de pe timpul Sfântului Grigorie Palama, atunci când a fost anatematizată învățătura numită a energiilor create. Nu o să intru în amănunte. Sinoadele ecumenice au formulat în mod precis și au confirmat un număr de adevăruri esențiale ale credinței creștin-ortodoxe, apărând învățătura din vechimea Bisericii împotriva răstălmăcirilor ereticilor. De asemenea, sinoadele ecumenice au formulat numeroase legi și rânduieli de cârmuire a vieții bisericești, publice și private, care sunt numite canoane ale Bisericii. Atunci când în istoria Bisericii s-au întâmplat ca sinoadele de episcopi să îngăduie exprimarea unei păreri eretice în hotărârile lor, conștiința catolică a Bisericii s-a tulburat. Și nu a fost împăcată până ce adevărul creștin autentic n-a fost refăcut și întărit prin intermediul unui alt sinod. Deci iată că avem în Biserică sinoade care au fost eretice. Da? Dar, auziți aici, conștiința catolică a Bisericii a făcut ca aceste sinoade să fie anulate prin alte sinoade ortodoxe. Trebuie să ne amintim că sinoadele Bisericii au alcătuit hotărârile lor dogmatice după o cercetare atentă și completă a tuturor locurilor din Sfânta Scriptură, în legătură cu problema dezbătută, mărturisind astfel că Biserica a înțeles exact ceea ce vrea să spună Scriptura, astfel hotărârile sinodale cu privire la credință exprimă armonia între Sfânta Scriptură și tradiția catolică a Bisericii. Din acest motiv, hotărârile au devenit ele însele la rândul lor o autentică, neatinsă și stăpânitoare, sfântă și catolică tradiție a Bisericii, întemeiată pe cunoștințele Sfintelor Scripturi și ale tradiției apostolice. Desigur, multe învățături de credință reies atât de limpede din Sfânta Scriptură, încât nu au fost supuse răstălmăcirilor eretice. Pe urmă, prin urmare, nu există cu privire la ele hotărâri deosebite ale sinoadelor. Deci iată că sinoadele au fost făcute numai ca să combată erezii, pentru niciun alt motiv altul decât acesta. Alte adevăruri, totuși, au fost confirmate de către acestea. Între hotărârile dogmatice ale sinoadelor ecumenice, recunosc drept principal și fundamental simbolul de credință niceo-constantinopolitan
și interzic orice fel de schimbare în cuprinsul lui. Nu numai în idei, ci și în cuvinte, fie prin adăugire, prin omitere. Aceasta este hotărârea acelui de-al treilea sinod ecumenic. Așa. Hotărârile referitoare la credință care au fost alcătuite de către un număr de sinoade locale și, de asemenea, anumite expuneri ale adevărului de credință, făcute de către Sfinții Părinți ai Bisericii, sunt recunoscute ca un dreptar pentru întreaga Biserică și sunt enumerate în cel de-al doilea canon al Sinodului 6 ecumenic, numit Sinodul de la Trulan. Deci iată că, atunci când vorbim de conștiința catolică a Bisericii, ne referim la pleroma, cuvântul grecesc este pleroma, Bisericii sau plinătatea Bisericii, adică tot ceea ce înseamnă Biserica, și anume episcopi, preoți, diaconi, monahi, mireni, adică oameni căsătoriți, tineri, vârstnici, din toate categoriile sociale, absolut toate categoriile sociale, care împreună alcătuiesc ceea ce se numește pleroma Bisericii. Deci, atunci când un sinod spune ceva greșit, pleroma Bisericii, care are conștiința catolică, adică conștiința faptului că învățătura dată de Dumnezeu este completă, nu-i lipsește absolut nimic și este de la Duhul Sfânt, începe să reacționeze în așa fel încât învățătura greșită a vreunui sinod care ar fi în Biserica Ortodoxă, Doamne ferește, să nu fie așa ceva, dar dacă ar fi și a fost în vechime, ar fi eretic, automat credincioșii reacționează și resping acel sinod prin întreruperea pomenirii comuniunii cu cei care acceptă sinodul, prin stabilirea unui alt sinod care să anatematizeze sinodul precedent și să reîndrepte din nou Biserica pe făgașul normal care este adevărul lui Hristos, care este adevărul cel veșnic.